În continuare, îl invit alături de noi pe domnul Mihnea Ioan Motoc, consilier principal în cadrul IDEA Department al Comisiei Europene. Sper că am spus bine, domnule Da. Motoc. Da? Vă rog, mulțumim pentru participare. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule profesor. Sper că mă recepționați în condiții bune. Sunt desigur onorat de această invitație. Sunt extrem de tușat de faptul că m-ați inclus într-un panel atât de prestigios și vreau să vă felicit pentru inițiativa de a organiza un eveniment hibrid de asemenea amploare. Cred că este mai mult decât binevenit să avem așa ceva, o conversație trecând prin practic toate sferele în care vor fi survenit modificări în timpul pandemiei. Aș vrea să spun din capul locului, trebuie să o fac, ideile pe care ar urma să le exprim în următorul sfert de oră sunt ale mele. Mă rog, în măsura în care existe idei exclusive ale cuiva, în mare măsură sunt ale mele, să spunem așa, și deci nu reflectă necesarmente pozițiile oficiale ale Comisiei Europene. Acestea fiind spuse, aș face trei precizări preliminare. Unul, că probabil tabloul pe care îl voi oferi peisajului geopolitic contemporan nu va fi chiar atât de cuprinzător și definitiv precum ar putea să lasă să se înțeleagă intitularea expunerii mele. În al doilea rând, sigur că voi proiecta inevitabil un subiectivism european sau euroatlantic asupra acestei reflexii. Trei, mă voi strădui din răsputeri să spun ceva diferit sau complementar față de domnul ministru Pașcu, cu care iarăși mă regăsesc pe o comunitate de vederi ce nu mă pune într-o poziție foarte confortabilă pentru expunerea mea. Dar am să încerc. Deci, ca să intru direct în subiect, și în opinia mea, lumea, tabloul geopolitic contemporan este definit de trei trăsături principale. Prima ar fi conflictualitatea acută sau chiar cronică în anumite regiuni sau subregiuni, în al doilea rând ceea ce aș numi conectivitatea ubicuă și în al treilea rând, desigur, inevitabila dimensiunea competitivității și rivalității marilor puteri. Conflictualitatea acută. Ce am observat în mod clar în pandemie este faptul că aceasta nu a dus la încheierea conflictelor, nu a dus nici la diminuarea numărului, ori a amplorilor. Ba dimpotrivă, noi conflicte au izbucnit chiar în mijlocul său, în timp ce mai multe ciocniri periculoase la granițe au reaprins fie conflicte înghețate, fie tensiuni interstatale preexistente, mai vechi, cum ar fi, desigur, tensiunile azero-armene și cele dintre Sudan și Etiopia. Așa cum puncta și domnul ministru Pașcu, suntem la rândul nostru extrem de îngrijorați de evoluțiile din ultimele luni în estul Ucrainei. Este vorba de o clară escaladare a activităților hibride de acolo. În plus, putem observa că în anumite regiuni sau subregiuni, conflictualitatea poate fi considerată chiar endemică. Aș mai adăuga aici faptul că în 2020 a fost edificator cât de repede a colapsat o inițiativă altfel sau un apel altfel perfect legitim, perfect îndreptățit al secretarului general ONU. Apelul cerea un armistițiu global de pandemie. Nu a avut niciun fel de urmare. În plus, aș vrea să vă invit să vă puneți întrebarea când ați constatat, când ați auzit ultima oară de o soluționare notabilă și durabilă a vreunui conflict. Probabil că nu ați auzit pentru că nu s-a consemnat, nu s-a înregistrat așa ceva. Iar aici aș mai adăuga faptul că, în mod evident, pandemia a
prin restricțiile impuse, a restrâns și mai mult sfera de raza de acțiune a mediatorilor existenți sau posibilitățile acelor procese de mediere care fuseseră stabilite. A doua trăsătură, conectivitatea ubicuă, după mine face parte din definiția contextului geopolitic prezent prin faptul că are o natură duală și aș vrea să mă explic. Deci dacă este evident că globalizarea și conectivitatea crescută au extins exponențial sfera de prosperitate și au permis o proliferare a cunoașterii, în același timp însă nu este mai puțin adevărat că într-o lume hiperconectată creșterea oportunităților echivalează aproape perfect cu creșterea riscurilor. O altă implicație majoră a conectivității ubicue este că absolut totul poate fi și într-o anumită măsură deja este înarmabil și înarmat. Weaponizable, weaponized, inclusiv informația și datele, inclusiv narativele, comerțul chiar și mai recent s-a vorbit despre înarmarea migranților, vezi situația de la granița Belarusului. În al treilea rând, sigur, a spune că politica de mare putere, competiția și rivalitatea între marile puteri au revenit în forță pe scena globală, e deja un truism. Aș puncta de aceea doar faptul că această concurențialitate este una totală, în sensul că ea angrenează toate ansamblul instrumentelor de soft power și aici putem include narativele, strategiile de sănătate publică, strategiile de conectivitate globală, precum și cursa pentru obținerea de poziții dominante sau chiar a supremației în privința tehnologiilor avansate. Pe de altă parte, colorarea antente de politică de mare putere a scenei globale implică și realitatea că niciunul dintre principalii competitori, SUA, China, Uniunea Europeană, nu își mai pot permite să considere opțională posesia unui stoc suficient de descurajator de capabilități hard power. Înseamnă iarăși că elementele de ordin militar devin componente ale formulării de politici, ceea ce observăm, cred, din ce în ce mai vizibil. Deci dacă privim lucrurile prin această lentilă, lumea arată, cum o descriu unii gânditori strategici, ca fiind un fel de poveste a trei imperii, Statele Unite, paznicul, cel care deține cheile, the gatekeeper, China, imperiul de mijloc, o putere a conectivității, și Uniunea Europeană, care este o putere bazată pe norme și reguli, deci the norm keeper, cum ar fi. În proximitatea acestora avem o Rusie care poate fi definită ca o putere strategic oportunistă, dar o putere stagnantă care încearcă să capitalizeze cât mai bine avantajele pe care le poate deduce din acești ultimi ani, ori ultime decenii de dominație a combustibililor fosili, respectiv din avantajele aduse de încă redutabilul său arsenal militar. Dincolo de aceste trei imperii se găsește o a patra lume, o lume care este compusă din puteri de dimensiuni medii și de scară regională sau subregională, puteri care sunt foarte ocupate în a încerca să descifreze și să poziționeze cât mai bine în jocul dintre actorii principali, dintre cei trei actori principali, în principal căutând să, în mod deosebit, căutând să evite să fie puse în situația de a alege între ele. Deci, întrebarea pe care o punea și domnul Pașcu, întrebarea este, comparativ cu alte epoci, în ce fel, cât de diferit este peisajul geopolitic actual?
Eu văd în primul rând ca și dânsul o diferență clară față de războiul rece, perioada războiului rece, nu numai prin aceea că a dispărut matricea două puteri, două blocuri, ci și pentru că, spre deosebire de acea epocă, acum practic toți pilierii care susțin scena globală comunică foarte intens între ei. Deci ecuația este un pic mai diferită decât atunci. Ca să dăm o definiție pozitivă, aș recurge la ceea ce reprezintă o oarecare forțare a lexiconului acceptat, dar cred că trebuie să ne familiarizăm cu termeni mai noi. Deci această definiție pozitivă a fost, cred, prima oară propusă de Marc Leonhard, care este fondatorul și președintele Consiliului European al Relațiilor Externe de la Londra și care vorbește despre o era a nepăcii. Iertați-mi barbarismul, dar nu am cum să traduc altfel Age of Peace. Aici despre ce e vorba? E vorba de a descrie un timp în care liniile de demarcație între război și pace nu mai sunt deloc clare, un timp în care nu mai avem nici pace, nici război și nici o secvențiere foarte limpede, foarte netă între ele, ci avem doar nepace, un timp în care tot ceea ce este conectat aduce tot atâtea oportunități cât și sporite, cât și riscuri crescute. Este o eră de mult mai mare volatilitate, turbulență, imprevizibilitate. Deci o eră, cert, foarte îndepărtată de acel sfârșit al istoriei, de proiecția sfârșitului istoriei, care ne era propus ca urmare a stingerii războiului rece. Era nepăcii acesteia despre care vorbesc ne întoarce paradoxal în urmă cu circa două secole, atunci când conflictualitatea constantă era ținută în frâu prin formule de tip concertul națiunilor. De altfel, este interesant că și în ziua de astăzi, pentru vremurile noastre, aceeași formulă sau același tip de formulă este propusă de unii politologi și practicieni extrem de prestigioși, care deci recomandă o concertare informală a principalilor puteri. Din fericire, ca membrii Uniunii Europene, am fi o parte a acestei concertări informale. O concertare informală care servește un dublu scop. Unul, să complinească lacunele, limitările evidente, mai ales în timpul pandemiei, ale guvernanței globale convenționale, respectiv să genereze ghidaj strategic și politic pentru arhitectura instituțională formală pe care o avem, văzută, iarăși un punct pe care l-a atins domnul Pașcu, văzută ca performând, superformând în timpul pandemiei. Deci, sintetic, era în care trăim e una în care tot ceea ce ține lumea la un loc amenință totodată să o desfacă în bucăți, în care, în al doilea rând, conflictele sunt în miezul acestei lumi și în care fronturile de luptă, câmpurile de înfruntare sunt net multiplicate. Ele cuprind aproape tot, vorbim de infrastructură, de sănătate publică, economia și finanțele, migrația, clima, tehnologiile și, desigur, de bună seamă, sfera militară. Aș da doar două exemple care să ilustreze modul în care se manifestă această conectivitate cu dublă natură în era nepăcii. În primul rând, anul acesta ne așteptăm la un atac cibernetic la fiecare 20 de secunde, comparativ cu anul trecut, când s-au înregistrat asemenea atacuri cibernetice la fiecare 40 de secunde. În al doilea rând, m-aș gândi la anul trecut, când am văzut un atac cibernetic îndreptat împotriva unei firme localizate în Texas, care a sfârșit prin a infecta serverele Agenției Europene a Medicamentului, arătând în același timp și că practic nu mai există ținte tabu pentru războinicii cyber ai momentului nostru. Din perspectiva europeană, cred că au fost destul de multe semnale de alarmă care au prefațat
realizarea că suntem într-o lume geopolitic diferită, anume anexarea ilegală a Crimeei, care noi așa a însemnat prima redesenare forțată a frontierelor din Europa după cel de-al doilea război mondial. În 2015 a fost criza migrației, care este prin excelență, în opinia mea, o criza conectivității, Brexitul, schimbările din survenite în relația transatlantică și mai nou am putea adăuga succesiunea rapidă de momente, retragerea neanunțată din americanilor din Kabul și respectiv AUKUS-ul care a fost menționat. Despre AUKUS unii s-au grăbit deja să-l vadă ca pe un NATO al Indo-Pacificului. Deci alarme au fost, Europa s-a confruntat și cu lebede negre sau poate cenușii în sensul gri, în sensul că nu erau chiar total neanticipabile, anume pandemia în primul rând, dar și ceea ce vedem recent, disruperi de dimensiuni mult mai mari decât ne puteam aștepta la livrarea și prețul energiei, precum și la funcționarea rețelelor de aprovizionare. Deci, practic, ce rezultă de aici? O imagine a unei fluidități constante. Ce putem face? La modul cel mai simplificând la maximum și la modul cel mai general, în primul rând trebuie să asimilăm noul normal, să-l acceptăm ca atare. În al doilea rând trebuie să fim realiști cu cât anume putem controla în acest nou normal și în al treilea rând, de bună seamă, să ne consolidăm funcția anticipativă și nivelul de reziliență. Iar eu cred că din mers Uniunea Europeană în general, Comisia Europeană în special, s-au înscris pe un asemenea curs și acest lucru este vizibil când vedem prioritatea acordată dublei tranziții climatice și digitale, care ar urma să genereze o creștere economică mai sustenabilă și mai echitabilă. Când ne uităm la investiția în reziliență, reziliența nu numai pe dimensiunea de securitate cibernetică, unde s-au făcut pași importanți, dar și reziliența în care să ne situeze mai bine în eventualitatea repetării unor pandemii. Un prim pas a fost făcut prin înființarea agenției HERA. Nu este un pas suficient, dar este un pas promițător. De asemenea, se investește într-o mai bună gestionare a lanțurilor de aprovizionare și aici avem un exemplu foarte bun, inițiativa Actul European al microcipurilor, care cred este probabil cea mai ardentă provocare în acest domeniu. Pentru a încheia, m-aș referi la două teste majore care se află în perioada următoare în fața Uniunii Europene și la o întrebare fundamentală, chintesențială pentru Uniunea Europeană. Cele două teste sunt măsura în care am asimilat integral lecțiile pandemiei. Știți de bună seamă că există un document foarte solid asupra acestor lecții învățate produs de Comisia Europeană, dar dincolo de aceasta sunt două riscuri. Riscul de a ceda tentației, inclinației să considerăm că provocările din timpul pandemiei vor dispărea odată cu aceasta, pentru că, și iarăși s-a menționat acest lucru, pentru că aceste provocări au precedat pandemia, ele au fost doar amplificate de ea, iar a doua înclinație care trebuie să-i rezistăm este aceea de a subestima, de a subaprecia consecințele economice, sociale și psihologice pe termen lung ale pandemiei. În al doilea rând, avem o evoluție care a dus argumentul în favoarea unei Europe mai autonome, mai autoîncrezătoare, mai autosuficiente, putem spune cum dorim. Acest argument este copt, practic, este deplin contural la ora actuală. Provocarea însă este
Cum transpunem acest climat favorabil într-o voință, în acel tip de voință politică necesară pentru a avansa Uniunea Europeană a apărării? Atenție, nu vorbesc în niciun fel, nu e pe nicio planșetă de lucru ideea unei armate europene, Uniunea Europeană a apărării însă este. Și doi, generarea strategică de capabilități de apărare care sunt necesare pentru a subîntinde, pentru a susține acest tip de ambiție. În acest sens, evoluții încurajatoare sunt apropiata adoptarea busolei strategice, faptul că în curând debutează o necesarmente ambițioasă, foarte ambițioasă președinție franceză a Uniunii Europene. Avem Comisia Geopolitică, avem aceste abordări noi tip Team Europe, care sunt tot atâtea vehicule adecvate pentru a ne ajuta să navigăm într-o lume în care interdependența globală nu înseamnă automat, nu garantează automat coexistența armonioasă. Cu respect, dacă îmi permiteți, formatul conferinței mă obligă așa, eu știu că este un gest mai... Dacă puteți să vă apropiați de încheiere. Sigur. Da, aș mai spune într-un minut doar ce cred că reprezintă provocarea fundamentală sau întrebarea fundamentală pentru Uniunea Europeană în această eră de nepace. Uniunea Europeană este un proiect construit pentru pace, nu pentru nepace. Este un proiect care generează colaborare prin norme și reguli, iar nu prin factori de putere. Deci, întrebarea este cum își poate adapta modul de operare Uniunea Europeană la acest nou tip de context geopolitic. Sigur, s-ar putea să nu fie forțată să trebuiască să o facă, pentru că, în mod normal, cele trei imperii de care vorbeam ar trebui să poată să compună foarte natural, întrucât lumea globalizată le-a servit foarte bine interesele. Dar s-ar putea să nu se întâmple așa. Există posibilitatea clară a unui alt tip de scenariu și atunci Uniunea Europeană ar trebui să schimbe, să fie în măsură să-și poată schimba modul de operare în chip radical. Ori, și cu asta chiar închei, suntem totuși, cred eu, pe o poziție bună, întrucât ceea ce a dovedit pandemia, dar și alte crize majore prin care în ultimii ani a trecut Uniunea Europeană, este că ea este perfect capabilă să iasă din abordarea standard pe care o are și pentru care a fost concepută. Vă mulțumesc!